Talentați suntem. Apropo de oameni talentați, este unul dintre cei mai talentați actori din generația sa. Este și proaspăt tătic din 20 octombrie și astăzi este cu noi Silviu Mircescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, colega! Voi aveți o legătură specială. Îmi pare bine să vă cunosc, eu sunt Silviu Mircescu, îmi pare bine. Noi te cunoșteam deja, să știi, da, și te și așteptăm aici. Da. Poftim? Da, ce descriere frumoasă în dimineața asta. N-am mai auzit de mult... Așa o descriere frumoasă. Așa, și sinceră, autentică. Păi să știți, doamnă, că m-am uitat la televizor și am văzut că gătiți ceva frumos și acasă. Am zis, băi, trebuie să fac cariera perfectă ca să meargă cu mâncarea dumneavoastră. Așa, foarte bine. Adică și mâncarea să fie perfectă. Să fie treaba bună. Ești tătic de pe 20 octombrie. Foarte recent. Sunt tătic de pe 20 octombrie, sunt fericit. Măcar atâta. Deci ești odihnit. Ești odihnit. M-am obișnuit. Gata? M-am obișnuit asta. Cu programul. Nu dar... că ai dormit noaptea, adică... Măi, să știi că nu prea dorm când ai copil mic, nu prea dorm pentru că are niște ore... Cred eu deja stabilite acum, pentru că deja mâine face o lună. Oho! Avem motiv să petrecem. Așa. Și ne-am cam obișnuit un pic cu programul lui. 1, 3, 6, 8... Din 3 ore este. Cam așa, cam așa, dar depinde, pentru că există și posibilitatea să nu se culce. Adică să te țină vreo oră după ce mănâncă, să nu le ia somnul direct, să se mai uite la tine. Da. Să... Dar e un copil foarte cuminte și n-am avut așa mari probleme, adică nu plânge non-stop sau... Nu, sunteți pur și simplu se uită, se joacă, se uită. Ce nume ați ales? Oh, să încep? Da. Mircescu Antonio Adrian Mihai. Wow! Deci Mircescu Antonio. Mircescu Antonio Adrian Mihai. Adrian Mihai. Deci, de unde cele trei prenume? Antonio după nașă. Da. Okay. Antonio după nașă și Adrian Mihai, Adrian după tatăl meu și Mihai după tatăl soției mea. Ce drăguț! Și ați împăcat pe toată lumea, așa? Nu? Am împăcat pe toată lumea, da. Proaspăt tătic, eu te întreb treaba asta, poate într-un viitor, la un moment dat în această viață o să fiu și eu tătic. Care sunt primele mari provocări atunci când vine bebe acasă? Măi, uite, eu spun din propria experiență, pe vremea mea, ca să zic așa, când am fost la spital să-l iau acasă, crede-mă că nu te atingi de el. Adică nu-ți vine să te duci acolo să-l iei în brațe, n-ai cum. Pentru că e atât de mic, mi l-au adus doamnele de la clinică, pentru că cu distanțarea și cu pandemia nu ai voie să asiști, nu ai voie să stai pe holul ca pe vremuri, nu mai ai voie să te bucuri de chestia asta sau alții să leșine. Depinde. Și când am ajuns la clinică să-l iau acasă, mi l-a scos doamna într-un cărucior de la mic, m-am uitat așa la el, am și filmat momentul, l-am pe telefon. Soția stea în stânga mea și am zis, te rog eu frumos, vino tu și el, că nu, pe nu vrei să... Nu pun mâna cu el, nu. Abia am ajuns acasă, ne-am cunoscut un pic, m-am uitat 45 de minute, cred, nu, 40, mai mult. M-am uitat așa la el, pur și simplu, mă uitam așa la el. Mișcă, ce ai zis? Ăsta e al meu. E al meu. Da, asta e primul lucru, e al meu. După care e greu până pui prima dată mâna pe el, până-l speli prima dată, până-l schimbi prima dată, acum vrei să spun ceva? Cine are nevoie de vreo bonă acasă, vă rog frumos să mă sunați, pentru că oricum cu teatru nu prea merge. Silviu Mircescu, 0766, sună-mă. Schimb copiii, fac băiță, știu să fac lapte. Dacă aș avea să nu le-aș și da, dacă aș putea. Adică mă pricep extraordinar de bine. Vă rog frumos că oricum nu am de lucru. N-ai de lucru că teatru acum în perioada ce asta să facem? Da. Ce da. Să facem? De când am ajutat Bianca? Uite, ne jucăm împreună într-un spectacol, nu știu dacă știați. Voi doi ați jucat în... Jucăm? Nu am jucat, că Doamne ferește, sperăm să mai jucăm. Poate să mai jucați în continuare. În Mama Mia, regia Răzvan Ioan Dincă, coreografia Violeta Dincă, cu domnișoare de seamă, cu artiști de seamă, Horia Brâncilor, Redana, Cornelilie... Spuma spumelor, adică... Și dansați. Dansăm, cântăm, n-am mai dansat, n-am mai cântat de un an de zile, dar nu asta. Vrei să dansăm? Asta zic, da. Hai mă, nu-mi spuneți acum că vreți să mă pun să fac ceva. Păi noi și așa n-am ajuns, știi, și nu știm când vom ajunge, poate dacă ne ajutați în dimineața asta voi. Păi da, dar nu mai știu nimic, n-am ajutat un an. Nu pot să refuz pe Bianca. E bine, nu o să refuz pe Bianca, pentru că și care e norocul meu, ea fiind coreografă la bază, pot să mă iau după ea. Vă jur. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să nu credeți că ăsta e sincronul din spectacol. Eu nu mai știu nimic la ora asta, dar o să mă iau după ea. A trecut ceva vreme. Avem o scuză că n-am jucat un an de zile. Da. Mama mia. Mama mia. Mama, e și ăla greu, că sunt aplauze. Hai să vedem. Nu mai știu. Asta e. A, sună cunoscut? Ah.
ne-am descurcat. Hai că n-a fost chiar atât de rău. Vreau să spun, Vio, dacă te uiți la emisiune, să nu crezi că am greșit sincron. Să nu ne dai afară. Uite, ai o memorie bună, de când ați mai jucat? N-am mai jucat de mult. Am descurcat cât de când l-am mișcat, adică n-am fost chiar atât pe lângă, nu? Nu, ai fost chiar foarte bine, de asta ziceam. De ultima oară când a jucat Mama Mia, când a fost? Acum un an de zile. Era să-l jucăm, era. În martie. Așa. La Galați. Dar nu l-am mai jucat. Ne-a prins pandemia fix pe scenă. La Galați. Totul montat, repetiție, tot, și când să ne pregătim de spectacol, a venit poliția. Mulțumim că ați venit. Hai. Stop joc. Și atunci a început pandemia. Wow. Fix atunci. Uite, și tot din cauza pandemiei se desfășoară și târgul de carte anul acesta online, târgul de carte GAU de Amos. Online. Da, stați bine. Da, exact. Trecem un pic pe acolo să vedem ce se mai întâmplă și pe la alții în vreme de pandemie. Bineînțeles. Îți mulțumim din suflet că ai fost cu noi. Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru trezirea asta de dimineață. Cu spectacol, cu dans, cu tot ce trebuie. Mă bucur că v-am cunoscut și poate o să mai vin pe la voi, cine știe. Așa.